Grav accident la ieșirea din Miercurea Ciuc. Un autoturism a fost lovit de un tren după ce șoferul a forțat trecerea peste linia ferată. În urma impactului, atât locomotiva cât și autoturismul au luat foc, iar doi oameni au murit. Mai multe date aflăm de la Teodor Maxim, este purtător de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Harghita. E în legătură telefonică directă cu noi. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Bună ziua! Ce date aveți, domnule Maxim, vă rog? În jurul orei 12.02 a avut loc un accident feroviar între un autoturism și un tren interregio. În urma impactului, autoturismul a luat foc în care se găseau două persoane, ambele carbonizate, decedate. Cum s-a întâmplat totul? Ce v-au spus martorii? Ce le-au spus colegilor care au intervenit la fața locului? Șoferul autoturismului a forțat trecerea la nivel cu care ferată, neobservând trenul sau. A încercat să... A fost o intervenție dificilă? Nu, în principiu nu. Când au ajuns colegii la fața locului, incendiul se manifesta la autoturism și a afectat suprafața locomotivei. Alte persoane care se aflau în tren au fost afectate? Au fost rănite? Sau este vorba doar despre două persoane decedate? Nu, n-au fost raportate niciun fel de persoană care avea nevoie de îngrijiri medicale. Trenul a fost repus în funcțiune, a fost tras din nou în gara Miercurea Ciuc pentru a se schimba locomotiva și a fost pus în funcțiune și degajat pe cale ferată. Circulația trenurilor a fost reluată, înțeleg. Da, acum este totul în stare de normalitate. Mulțumesc foarte mult, Teodor Maxim, purtător de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Harghita, a fost în legătură telefonică directă.